mare șanse Partidul Național Liberal să-și revină în sondaje? Sau ce schimbări credeți că ar trebui făcute? De abordare, mă refer, de teme pe care ar trebui să le... Șanse sunt întotdeauna, atâta vreme cât se reconectează la agenda populației, atâta vreme cât livrează bunuri publice, politici publice, decizii corecte în sprijinul populației, evident că orice revitalizare este posibilă. Ne aflăm înaintea unui ciclu de alocări financiare formidabile, fără precedent în istoria acestei țări. Vorbim de zeci de miliarde de euro care vor veni în principiu în România. Acest plan național de reziliență, înțeleg că ar urma să fie aprobat. Președinta Comisiei Europene urmează să viziteze, să vină în România pe data de 23 sau 24 septembrie. Evident că o asemenea vizită n-ar fi fost organizată, bănuiesc, dacă nu ar fi fost destul de clar că acest plan n-ar fi aprobat. N-ar veni președinta Comisiei Europene să ne anunțe, știți, mai aveți de, mai aveți de lucru puțin la acest plan. Deci, șanse sunt, având resurse la dispoziție, evident că poți să livrezi, așa cum spuneam, politici publice, bunuri publice așteptate de cetățeni și te poți revitaliza, dar pentru asta îți trebuie responsabilitate politică, îți trebuie maturitate și trebuie efectiv să guvernezi. Asta trebuie să faci, să guvernezi responsabil. N-au guvernat responsabil? Păi dacă după 8 luni noi avem o criză politică și un partid din coaliție ieșit și depune moțiuni de cenzură împotriva guvernului din care a făcut parte în urmă cu o săptămână, bănuiesc că răspunsul nu pot, nu e nevoie să-l dau eu, îl dă realitatea.